Bună, dragilor, haideți să vedem cum va decurge și ce se va întâmpla în luna octombrie 2022 pentru cei dintre voi care sunteți în zodia Capricorn sau aveți ascendentul sau luna în zodia Capricorn. Aveți și un mesaj suplimentar, un șapte de monede. Fie că aveți de a face cu semne de pământ, taur, fecioară, Capricorn, fie aici vorbim de faptul că va trebui să aveți încă puțină răbdare pentru că tot efortul pe care voi l-ați depus în ultimul timp în a clădi o relație, în a clădi un loc de muncă, o carieră, în a avea mai multă stabilitate financiară, lucrurile acestea o să înceapă să dea roade și să se vadă. Da? Începeți să culegeți roadele muncii voastre. Bun. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din tot sufletul. Haideți să vedem așadar care este energia primei săptămâni din luna octombrie? Și aici avem îndrăgostiții, arcana majoră îndrăgostiții. Voi, în prima săptămână, va trebui să faceți o alegere în ceea ce privește o relație de dragoste, un loc de muncă, o situație, da? e ca și cum ați fi la o răscruce de drumuri și va trebui să vă decideți încotro să mergeți. Rămâneți în acel loc de muncă sau plecați mai acceptați anumite lucruri, lucruri într-o anumită relație sentimentală sau nu le mai acceptați. Alegerea pe care o veți face, o veți face cu inima. nu aceea este alegerea corectă. Și avem și un patru de spade. Vă este cam greu să luați hotărârea pentru că undeva aveți ceva de pierdut sau lucrurile nu vor evolua în direcția mult dorită, pentru că trebuie să mai așteptați. Patru de spate aduce și o pauză, o pauză de gândire, o stagnare. Nu vă grăbiți în luarea deciziei, poate fi un lucru bun. Puteți avea de face cu semne de aer, gemeni, balanță, vârsător, gemenii predomină aici la voi. În a doua săptămână avem un 8 de cupe, care duce... Decizia, cred că din prima săptămână, da? pentru că deja aici vă alegeți cale, mergeți mai departe, vreți mai mult, așteptați mai mult de la viață, de la relații, de la anumite situații din viața voastră, chiar dacă sunteți mulțumiți cu tot ce ați obținut până în momentul actual, cu această poveste de dragoste, cu acest loc de muncă cu siguranța financiară pe care o aveți, totul pe care îl aveți și așa mai departe, știți că puteți și meritați mai mult de atât. Lăsați totul în urmă și avansați. Mergeți, vă uitați spre viitor, vă detașați, vă rupeți de o situație. Haideți să vedem de ce. Azi de cupe. Odată ce faceți acești pași, o să întâlniți abundența. O să întâlniți acea dragoste adevărată, acel sentiment pur pe care nu l-ați simțit niciodată în viața voastră. Acea abundență financiară este un nou început care o să vă aducă foarte multe câștiguri de orice natură. Deci sunteți pe drumul cel bun, e o săptămână a emoțiilor. A doua săptămână din octombrie puteți avea de a face cu semne de apă, rac, scorpion, pești, dar ceea ce veți iniția o să aibă un impact foarte mare în viața voastră într-un mod pozitiv. În a treia săptămână avem un patru de băte care aduce o ceremonie, o celebrare, o uniune. Vă întâlniți cu cineva, sunteți invitați într-o casă, la o petrecere, la o adunare, unde puteți auzi lucruri interesante. Pe de altă parte putem vorbi de o mutare în casă nouă, energie pe care o văd începând cu săptămâna a doua din octombrie. Poate, poate găsiți acea locuință mult dorită, poate inițiați documentele pentru o casă, poate vindeți o casă. Sunt cinci de bâte. Comunicarea din nou joacă un rol foarte important în săptămâna aceasta. E foarte, trebuie să acordați o atenție sporită, modul în care puneți problema, în care discutați anumite chestiuni familiale, sau profesionale, da? Aici anumite discuții foarte pașnice se pot transforma în dispute, în certuri, pentru că apar opinii diferite sau aici cineva își va băga coada în viața voastră, în relațiile voastre și poate apărea o ceartă, apare foarte multă competiție, poate este vorba de o licitație pentru o casă, pentru un bun, pentru. Nu știu, o instituție, da, o firmă, un sediu de firmă și așa mai departe. Și văd că veți lupta din răsputeri să câștigați acea poziție, acea uh, locație, să ieșiți învingători dintr-o discuție. Uh, din nou, cu persoana iubită mai puteți avea discuții în contradictoriu, pentru că vă cam negligează în ultimul timp și o să cereți niște explicații pot urma niște evenimente în viața voastră în a treia săptămână din octombrie care vă dau un pic așa viața peste cap că apare o instabilitate când vine vorba de a vă expune ideile da? când uh, discuțiile sunt un pic mai încordate în a patra săptămână avem un 10 de cupe deja lucrurile se vor liniști veți avea parte de multă armonie înțelegere, iubire, toate vor fi foarte frumoase pentru voi și un 5 de monede Uh, sunteți oarecum îngrijorați, adică apare și fericirea aceasta că e o împlinire sufletească, dar în același timp mai apare un oarecare gol în suflet, o instabilitate, poate din punct de vedere financiar sau pe sănătate, nu vă simțiți excelent sau e o dorință foarte mare de a deveni părinți în această săptămână sau vă îngrijorează o persoană din familia voastră vă faceți griji pentru cineva, pentru sănătatea cuiva poate. În anumite situații, vă dați seama. Uh, vă este dor de casă sau, nu știu, uh, găsiți o locuință foarte bună pentru voi, dar nu aveți bani suficient să o luați sau... Uh, <coughs> Apare un pic o supărare, așa, dar e în sufletul vostru, adică lucrurile decurg foarte frumos, dar e un impas pe care îl veți avea în una din zilele din ultima săptămână din octombrie. Pe planul sentimental avem un 10, de but, uh, 10 de bute, deci se înțelege energia din a patra săptămână. Nu stați excelent la acest capitol pentru că apar discuții ne uh, uh, terminate cu persoana iubită. Simțiți că vă ascunde ceva, aveți nevoie de mai multă afecțiune, de mai multă dragoste, de mai multă înțelegere, de o mai bună deschidere. Poate aveți de face cu o persoană care nu își exprimă sentimentele, nici prin fapte, nici prin vorbe, lucru care vă deranjează și de aici apar discuții. Uh, stres, foarte mult stres în legătură cu povestii de dragoste nu știu, ca și cum ați vrea să încheiați ceva că nu mai puteți duce este mult prea mult pentru voi știți că meritați mai mult de atât poate apelați la o persoană care să vă îndrume sau care să vă spune exact ce va urma în dragostea voastră pentru că văd că vă bate gândul pe unii dintre voi cel puțin puteți avea de a face cu semne de apă rac scorpion pești sau cu semne de pământ ori fecioară capricorn Semne de foc văd aici la voi, berbecleu săgetător. Pe de altă parte, aveți o intuiție foarte bună și încercați să duceți o relație în direcția dorită. Pe planul profesional avem regele de bâte și cinciul de cupe. Aici e o situație un pic mai greoaie. Ori vă doriți o schimbare în ceea ce privește locul de muncă, ori încercați să vorbiți cu șeful, cu șefa, -vis, -vis de o situație care nu vă mai convine. Pe de altă parte, văd și un regret la unii dintre voi că ați pierdut un loc bun de muncă sau că ați schimbat locul de muncă și regretați fostul loc de muncă. Ați avut mai multă stabilitate profesională în trecut și acum stați și jeliți pentru ceea ce a fost, dar apar noi oportunități. Cred că sunteți voi mai sensibili emoțional sau întâmpinați mai multe probleme cărora nu le faceți față și aici apare stresul și uh, supărarea. Financiar avem un trei de monede Aveți sprijin, aveți ajutor Apar noi surse de venit Sau o creștere financiară Dar aceste lucruri vor veni doar în momentul în care voi veți lua decizia Pentru că avem din nou îndrăgostiții deci prima săptămână din luna octombrie va juca un rol foarte important în ceea ce privește finanțele. Fie că este vorba de o muncă în echipă, de unde puteți câștiga mult mai bine, fie apar avantaje sau posibilități de a câștiga în plus. Sunt mai multe surse de venit, dar aici e vorba și de un serviciu pe care îl faceți cuiva și de aici vă mai pot veni niște venituri. Pe sănătate avem un doi de monede și regiile de bâte sunteți oarecum atenți la alimentația voastră, dar veți avea tendința de a merge la extreme. Vor fi zile în care veți face excese și zile în care nu consumați mai nimic, ca și cum ați ține post. Încercați să aveți un echilibru când vine vorba de sănătate. Poate apelați să cineva mergeți sau un medic, la medicul de familie, cereți o adeverință, cereți o... Un tratament. <coughs> Unii dintre voi parcă, par, parcă ar trebui să schimbați o medicamentație aici. Un tratament. Iar sfatul și surpriza vin cu șaptele de monede. Foarte interesant energia care a sărit prima dată. Văd că a revenit la voi. Și regele de monede. E vorba de stabilitate, de siguranță, de încredere. în voi înși vă că veți reuși anumite lucruri. Ca și sfat... Aveți răbdare pentru că lucrurile se vor așeza atât de frumos în viața voastră încât nici nu vă închipuiți. Regele de monede aduce multă stabilitate, siguranță, acea protecție pe care o căutați și de care aveți nevoie. Iar surpriza poate veni pe planul, pe planul financiar, dar și o răsplată din punct de vedere sentimental, că ați luptat, că ați avut răbdare, într-o relație sau aici e vorba de încredere. Da? Vă recapătați încrederea în persoana iubită sau uh, puteți uh, clădi ceva uh, stabil începând din 1 octombrie. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!